Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să ștergi parola de la calculatorul tău, mai exact de la Windows 10. Nu înainte să dai un like, să te abonezi și să distribui mai departe acest clip. Ca să facem acest lucru, o să mergem jos în secțiunea de căutare sau de search, în cazul în care l-ai în limba engleză. Iar apoi o să scrii set, de la setări sau settings, o să intrăm pe setări, iar apoi o să intrăm la conturi sau accounts în limba engleză, iar apoi o să dăm opțiuni de conectare sau sync in a option. După o să mergem la parolă sau password, iar apoi dăm modificare sau change dacă l-ai în limba engleză. Iar apoi trebuie să introducem parola curentă. Bineînțeles, o să introduceți parola dumneavoastră. Apoi dăm următorul. Iar apoi o să ne arate trei căsuțe. Parolă nouă, confirmați parola sau indiciu de parolă. Noi nu o să trebuiască să completăm absolut nimic, doar o să dăm următorul sau next în cazul în care îl avem în limba engleză. Și încă o dată dăm terminare. Așteptăm să se salveze, iar în momentul de față parola noastră a fost ștearsă cu succes. Hai să facem și un test. Da, în momentul de față îi facem un test să vedem dacă calculatorul nostru se va deschide fără nici o parolă. Și da, cum bine vedeți și în imagini, calculatorul nostru a fost deschis fără niciun fel de problemă. Practic am reușit să ștergem parola calculatorului cu succes. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi.